băiatul cel teribil. Îngrozitorul incident cu vrăjitoarea mării. Am reușit! În sfârșit am făcut ceva cum trebuia! După o viață de ghinioare mi-am dobândit comoara! O comoară care m-a făcut stăpân peste lespedea asta mare numită lume! Mua! Cel puțin peste 3 sferturi din ea și a mea! A mea! Total mea! A mea! A mea! Oh, no! Fulger elegant! Nu din nou! Bă, din nou, Jack cel teribil, și încă o dată vedem că tu ai făcut partea cea mai grea unei munci în locul meu. Bă, din nou, șurează-l pe Jack cel teribil de trofeul nostru. Nu, nu și de data asta. Filar! Nu mă face să devin violent, Jack cel teribil. Ajunge să spun că nu te voi ucide. În schimb, te voi lăsa singur pe această insulă pustie, dar luxuriantă. Deci n-ai să mă înjunghi? Nu, e mai distractiv să fur lucrul de la tine. Dacă vei reuși să scade pe insula asta, abia aștept următoarea noastră întâlnire. Ar putea fi un loc și mai urât. Te-ai întrebat de ce nu sunt oameni pe aici? Cui pasă? Nu-mi place să socializez, dacă n-ai observat. Deci de asta... Fac pariu cu tine că încă pot trage o săgeată mai drept decât tine. E ridicol, tu ești orb. Da, și tot trag mai bine decât tine. Bine atunci, pe ce pariem? Pe corabia ta și pe asta. Ce? O cârpă cu muci? Eu pariez corabia și două batiste? Nu e o cârpă de muci oarecare, prietene. E o hartă despre legendarea insulă mistică a babei Cotoranța. Cotoranța? Da, conține într-un mers spre insulă și ultima locație cunoscută a legendarei comori mistice a celor trei vrăjitoare. E, ce zici? Comoara celor trei vrăjitoare e cea mai mare comoară de pe pământ. Comoara aia ne-ar putea ajunge pentru viață. Adică tot ce trebuie să fac e să te înving la trasul cu arcul folosind săgețile astea inofensive cu mentuze în capăt și comoara celor trei vrăjitoare este a mea. Dacă mă poți învinge, comoara-ți aparține. Dar dacă voi câștiga eu, îți iau corabia. Ești cel mai prost răgător din întreg orașul Grumblegast. Pentru Dumnezeu, el e orb. Cu siguranță nu pot trata atât de rău. Va fi ușor, te las chiar să tragi primul. Oh! Haide, trage mai bine dacă poți, băiete! Mai, asta e bine, da! Foarte, foarte bine! Într-adevăr, foarte bine! Mă tem că va trebui să trișez! E bine, așa merg lucrurile uneori! Mulțumesc! A fost o seară foarte frumoasă! Pa! Da, la revedere! Ce persoană îngrozitoare! Oh, da! E perfect! Oh, da! Va fi foarte bun! Și așa, piratul Jack cel teribil n-a întârziat să ridice pânzele măreței sale corăbii, găina de mare, spre o altă aventură curajoasă, fără țel inutilă, în căutarea unei comori. Nu mai suport! Nu mai pot! Ușurel, Hubert! Să nu pui mâna pe mine! 7 săptămâni fără mâncare adevărată! 7 săptămâni! Înnebunesc de foame! Sunt mascota corabiei, să știi! Uită-te la mine! Dispar! Uită-te cât de subțiri mi s-au făcut picioarele! Aripile mele erau așa de plinuțe, așa de lucioase, așa de zemoase, așa de fragede!
Trebuie să mănânc mâncare adevărată sau îmi dau demisia, să știi. Uită-te la mine, da. Ce se va întâmpla cu voi, a? Veți naviga pe oceanul ăsta uitat de Dumnezeu fără o mascotă? Asta se va întâmpla. Încercați asta. Niciun personaj drăgălaș care să reprezinte corabia asta. Ce va fi atunci? O să-mi sun agentul. Mai sunt corabii pe mare care ar muri să mai aibă ca mascota lor. Sunt în cabina mea de machiaj și nu ies până nu se rezolvă situația asta. Vorbesc serios. Prima doamnă, cine vrea sos la carne de găină? Pământ! E minunat, capitane! Dă-mi aia! Nu e minunat! Nu, alături de aia! Wow! În regulă, oameni buni, trebuie să găsim aceste prăjitoare să le furăm comoara! Pregătiți echipa de debarcare! Conform acestei hărți, încălcite căutăm trei vrăjitoare. Ele ar trebui să ne poată îndruma la comoara celor trei vrăjitoare. Dar cum vei recunoaște cele trei vrăjitoare? Ei, nu știu, vor arăta că trei vrăjitoare, presupun. Putem întreba. Scuzați-mă, dar ne întrebam dacă ați putea să ne spuneți unde ar putea fi cele trei vrăjitoare și unde putea găsi comoara lor ca să putem fura. El e! Lăsați-mă să-l curentez. Lăsați-mă să-l transform într-un gândac. Va fi mai ușor de transportat așa. E în regulă, dar fă rapid! Ce? Voi sunteți cele trei vrăjitoare, nu-i așa? Stai puțin, vreți să mă însor cu ce? Vreau să te însor cu monstrul Loc Smucita! Monstrul care locuiește chiar în lacul ăsta, chiar aici! E o fată monstru drăguță. O fată monstru drăguță care trăiește într-un lac? Ascultă, Jackie, nu prea ai de ales. Ți-l prezint pe gazda noastră, domnul Paul. Bună ziua. Salut. Domnul Paul, ați spus că dacă putem găsi pe cineva care să se însoare cu fica lui, va uita de ipoteca noastră pentru insulă și vom putea locui aici gratis pentru totdeauna. E frumos din partea lui. Da, dar ce eu? Îți amintește bătrânul orb de la care ai furat harta în hanul maimuța confuză? Ce-i cu el? De fapt, eram noi deghizate, inteligente. Ne-am gândit că dacă va trebui să facem pe cineva să se însoare cu monstru din lac, va trebui să fie un ticălos lacom. Și tu ești cel mai rău, băiete! Da, dar dacă vă uitați mai bine, în momentul ăsta sunt un gândac. Transformăm noi la loc. Da, și avem un loc foarte confortabil în care să stai cât timp pregătim nunta. Vreau un avocat, să știți. Niște oameni foarte importanți mă vor căuta. Cum rămâne cu dreptul meu la un telefon? Ce e aia? Ce? Cine a spus asta? Eu. Salut! Doamne, urât mai ești! Păi, stai și tu aici 20 de ani și vezi cum o să arăți, amice. 20 de ani? De atâta timp ești aici? Cam așa cred. E bine, cum te numești, pătatule? Slack, domnule. Slack! Pare să se potrivească cumva. Încuiat într-o temniță împuțit alături de un șobolan cu creier mic pe nume Slack, așteptând să mă însor cu un monstru din lac. Ce mai noroc! Vă măritați cu monstrul Loc Smucita? Doamne, unii au tot norocul din lume. Tot norocul! E un monstru marin pentru Dumnezeu! Asta am vrut să spun. Nu mai taci! Nu mă pot gândi la o soartă mai rea! Tocmai m-am gândit eu. Trebuie să fie o cale de scăpare! Căpare? Ați spus scăpare? El vrea să scape! Ați auzit? Vrea să scape! Ai încercat vreodată să scapi? Nu, de fapt n-am încercat că veni vorba. Am nevoie de ceva foarte tare ca să lovesc barele astea. N-are rost, barele astea sunt mai strâmte decât gingerul Pamela Anderson. Deci nu mai aveți nevoie de capul meu, nu-i așa, domnule? Nu, și nici măcar ăla nu e destul de tare ca să-mi doare barele astea curisite. Pentru că acum aș vrea să mă întind puțin dacă nu te superi, bunico. E doar un lucru de făcut. Va trebui să scriu o scrisoare, să o pun într-o sticlă, să o arunc în mare, să sper că cineva va veni să mă salveze cândva. Oamenii nu salvează de obicei doar fecioare frumoase și nu pierați la cum simpli și egoiști ca dumneavoastră, domnule. Da, ai dreptate aici. Trebuie să o scriu ca și cum a fost scrisă de o fecioară frumoasă. Desigur, cu promisiunea obligatorie a unei recompense fabuloase sugerată la sfârșit. Și pe lângă minunata mea mână în căsătorie și dragoste eternă, salvatorul va primi și fabuloasa comoară pe care tatăl meu, regele,
Nu, nu, tatăl meu, avocatul lumii spectacolelor, îți va da fabuloasa sa comoară care valorează, mă rog, mai mult decât să imaginezi, și un castel și o șalupă și provizii pe viață de hârtie igienică. Hârtie igienică, asta ar trebui să fie perfect, domnule, păcat că nu puteți adăuga și o poză. Pot! Am aici o poză a celei mai atrăgătoare femei pe care am văzut-o eu vreodată. E ultima rămășiță dintr-o carte magică zrezuită cunoscută doar ca Frederick de Hollywood sau așa ceva. Puh, ce n-aș fi dat să fi văzut restul cărții. Oricum am să rulez asta, am să o bag într-o sticlă și o arunc pe fereastră, uite, așa. Poate ar fi trebuit să o aruncați pe cealaltă fereastră. De ce? Păi, în principal pentru că cealaltă fereastră despre mare, iar cea pe care ați folosit-o despre parcare. Sunt pierdut! Ei bine, poate aș face timpul să treacă mai repede spunându-vă un banc, domnule. Nu, 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 e regulă, serios! Ei bine, se pare că odată ca niciodată trăiau doi pescari și o maicuță. Oricum, cei doi pescari... Da! Nu, nu, stați, erau trei pescari și o pungă cu ciorapi. Și ei, nu, 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 erau două băltoace și un senator și... nu, 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 senator și pescar și el era... sau era... După 7 luni. Și așa, cei doi doctori au spus delfinului... Nu, nu, stați, delfinul e din alt banc. Sau... poate ar trebui să vi-l spun pe acela. Poate mă vor executa, dacă le rog frumos! Orice ar fi mai bine decât să fiu ucis lent de unul dintre bancurile tale îngrozitoare, snack! E așa frig! Era și mai frig până am pus fotografia fetelor păduc peste gaură. Gaură? Ce gaură? Snack, de ce nu ai spus despre asta? Păi nu voiam să vă fie frig. Păi, cu mine! Ei bine, mă bucur că v-am cunoscut. Pe curând. Mă rog, cred că nu ne vom mai vedea. La revedere! Și atenție, nu sunt trepte sau alte... Ce om de treabă! Stai să pun mâna pe echipajul meu bun de nimic! Am să-i învăț nouă înțeles al cuvintelor, te rog, în numele Dumnezeu, dă-mi înapoi vârful capului! Hei, Jack! Jack, piratul cel teribil! Ce? Cine e? Sunt eu. Eu? Care eu? Eu, noi. Sunt eu, conștiința ta. Scuze-mă, a mea ce? Conștiința ta. N-am auzit de asta. Stai. Sunt conștiința ta, Jack cel Teribil. Cum poți lăsa acel suflet amărât închis în celulă în timp ce tu fugi cu libertatea ta? Păi, e destul de ușor, vei să nu? Am plecat pur și simplu și acum voi găsi echipajul și voi face din cranele lor în ce veșnice frumoase și... A fost prietenul tău. Prieten? Scuze-mă, cuvintele astea noi mă zăpăcesc. Nu pot să-l lași acolo. Sigur că pot! Uite, chiar încep să mă enervezi. Va fi doar mai rău. Adică ai să mă sâti în fiecare zi dacă nu mă întorc să le lărăs pe snack? Șobolanul ăla mic și amețit? Pot fi și foarte enervantă. Da, dar dacă mă întorc aș putea fi capturat din nou și vor să mă însor cu creatura hidoasă din lac. Ce câștig riscând un burl și ea pentru șobolanul ăla amețit, snack? Recompensa spirituală va fi mai mare. Spirite, uite, termină cu cuvintele astea noi, bine? Dacă o trebuie să te ignor? Atunci voi face acest sunet. Și pot face asta permanent. Bine, ai câștigat! Dar dacă mi se întâmplă ceva rău, am să vin să te caut, domnule, comoditate sau cum te cheamă. Conștiință. Conștiință, așa. E din franceză? Hei, rozător mic și pătat, grăbește-te, hai să ieșim de aici, înainte să... ca ușa aia să se deschide, să fim prinși. Cum, adică așa? Exact așa. Ia te uită la fix. Aud clopotele de nută, băiete. Haide că te așteaptă, mireu să-ți sugerezi să-ți pui o cravată. Ador nunțile. N-am să mai fac o faptă bună cât am să trăiesc. Deci suntem cu toții pregătiți. Eu nu sunt pregătit. Aș mai putea avea timp să mă pregătesc de ce 30 sau 40 de ani? Dai bătaie, Weezy! Acum ne mai trebuie doar mireasa. Iată-o sărind. E minunat. Am nevoie de un miracol. Nu așa repede, iubitele mele. N-am crezut niciodată că mă voi bucura să te văd. Mulțumesc pentru că... Au!
Așa, oameni îngrozitori ce sunteți. Am aici un bilet evident scris de mâna unei frumoase feciori pe care vreți să o măritați cu acest păgân. A fost adus de vreun direct în mâna mea. E clar că soarta dori ca eu să intervin să mă însor chiar eu cu fecioara. Pot să mai văd o dată? Tăcere, piele bară! Sau pe ture, dam să te strapong! Ia, gata, îmbrăștirați-vă! Plecați de aici! Uite, băiete, ce dorești tu de fapt? Bună, bă, doamnă! Dacă ești adevărat, o doamnă, numele meu e Fulgiu Elegant, eroul eroi calmărilor. Nu pot permite ca frumoasă fecioară care a scris acest bilet sfârșitor să se merite cu acest laș, mitocan și hoț. Bine, băiete, e toată ta. Da, toată ta, Fulger. Fie bine, cred că băiatul bun câștigă din nou. Serios? Ah, excelent, mulțumesc. Uite, eu pot să plec acum? Da, pleacă. Da, te călăsule, pleacă înainte să uit că sunt doamne de față și să te dai felii. Așa, să continuăm cu asta, domnule vrăjitor, fără nume, unde e frumusețea? Iată-o pe dragă mea fiică acum, bună plăcințico. Ea e frumoasa fecioară? Dar n-a spus nimeni frumoasă, iubițelule. Firar! Și fiind eroul care sunt, nu-mi pot călca cuvântul. Mă tem că trebuie să fac ce e nobil și să mă însor cu acest monstru din lac. Bravo, bravo, băiete! Stai așa, snack, trebuie să vede asta. E prea frumos să fie adevărat. Cine te lui e fulgeră ăla? Uite, chiar se m-a sunat cu chestia aia. În sfârșit o să râd eu la urmă. Ha! Uite, o să o sărute. Pot săruta mireasa. Ce-i asta? Ce? No! No! Bună! Bună și ție, ticule! De ce? De ce? Norocul vomite iar pe polarul meu! Liniștiți-vă, doamnule, se poate și mai rău! Mai rău? Cum ar putea fi mai rău? Ai văzut-o? E minunată! Păi, tatăl ei ar putea da lui Fulger fabuloasa sa comoară! Poftim, flăcăule, o ladă mare de comori. Poți face cu ea orice dorești. Scuze pentru diamante. E în regulă, tati? Dar nu vreau să mă răsplătești lucrând o viață pentru mine, Snack. Vreau doar să pleci și atât. Nu, mi-ați salvat viața și am hotărât să nu vă părăsesc niciodată, domnule. Suntem dumneavoastră și eu, domnule, pentru totdeauna. Și nu pot face nimic să te răzgândești? Na, am să vă ajut, capitane. Întotdeauna am vrut să fiu pirat cu toate acele aventuri pe mare și câte și mai câte. Știi ceva despre corabii? Absolut nimic, domnule. Bine, te vei integra perfect. Poți fi secundul navei. Așa a ajuns Snack Șobolanul, secundul navei. Așa a început începutul unei vieți de aventuri pe mari cu Jack, piratul cel teribil. Ai grijă să nu cădem peste marginea lumii, Snack! Marginea ploii? Marginea lumii! Oh, bună ziua! Eu sunt găina de la scena 21. Poate vă amintiți, am intrat într-un cuptor în acest episod. M-au rugat oamenii drăguți de la Fox Kids să vă spun, copii, că nu am murit. Vedeți voi, ei au crezut că ați putea fi traumatizați de o găină care e gătită și mâncată, chiar dacă mama voastră probabil are una dintre rudele mele în cuptor chiar acum. Vrem doar să ne asigurăm că voi știți că n-am pățit nimic. N-am murit, nu, de fapt, nici măcar nu sunt vie. Sunt un desen și un biet, așa zis actor, îmi face vocea într-un studio de înregistrări ieftin chiar acum, înainte să se oprească la pizzeria din colț. Eu nu pot fi rănită sau ucisă pentru că eu nu exist, vedeți? Ați văzut? Ați văzut? Nimic? Și sunt afară! Nu poți face rău unui desen animat, priviți, am să fac iar. Și încă o dată! Nu-mi face rău pentru că nu sunt adevărată! V-ați prins?